Salutări din București și bine ați venit pe încă ceva. Numele meu este Marius, pentru cei care nu știu acest canal, pe încă ceva găsiți foarte multe chestii legate de entertainment. Recenzii de carte, film, jocuri și multe altele, dar mai ales recenzii de film. Și de asemenea, uneori, ocazional, nerd news, dar și top 10. Iar asta avem un top 10 destul de cerut de foarte mult timp. Este nimic altceva decât top 10 filme cu supereroi, din punctul meu de vedere. Iar clipul de azi este realizat cu sprijinul celor de la Man Cave, locul în care eu mă fac chipeș de fiecare dată, evident, barbă mai ales, pentru că sus, not so much. Este de asemenea locul pe care îl consideră foarte mult their home now, așa că dacă vreți să încercați un loc unde puteți să vă și tundeți, să vă faceți frumoși pe față dacă vreți. Noi îi spunem head upgrade. Dacă vreți un loc drăguț unde puteți să jucați și biliard, darts și multe altele, încercați Man Cave, comana 50, dragi prieteni, așa că încercați și voi. Acestea fiind spuse, hai să vorbim despre top 10 filme cu supereroi din punctul meu de vedere. Pe locul 10, la egalitate, este o sumă de filme. Voiam să pun unul singur pe 10, dar mi-am dat seama că toate celelalte sunt de fapt egale. Sunt toți acolo împreună. Așadar, pe locul 10, la egalitate de puncte, dacă vreți, avem o serie de filme. Începând cu Watchmen-ul lui Snyder, cel din 2008, dacă nu mă înșel, care și la ora actuală holds up extraordinar de bine la tot ce înseamnă look and feel și actorie, alături de Thor Ragnarok, de asemenea, alături de Days of Future Past, X-Men-ul, cel din 2014, dacă nu mă înșel, care e probabil cel mai bun X-Men din noua serie de X-Men, de asemenea lângă el Iron Man, de asemenea lângă el Batman Begins. Cred că pentru foarte multe lume filmele astea se bat în același loc. Unii să spună, ba nu, că să știi că Batman Begins e puțin mai bun decât Days of Future Past. De acord. Însă, more or less, o să vedeți ce urmează de aici încolo, o să fie cam toate în același loc. Locul 9, Guardians of the Galaxy. Probabil filmul care a revoluționat conceptul de a face filme cu supereroi pe care nu-i cunoști. Dacă în momentul de față ai văzut, de exemplu, Peacemaker pe HBO Max, sau ai văzut noul Suicide Squad al lui James Gunn, care, evident, tot el a făcut și Guardians of the Galaxy, dar dacă ai văzut filmele astea, nu te gândi niciodată, poate, că, de fapt, singurul motiv pentru care ele există este pentru că James Gunn a reușit să facă Guardians of the Galaxy, adică un film în MCU, cu o serie de personaje complet necunoscute și să-l facă și fain. E adevărat că James Gunn trebuie să oprească la un moment dat din a face playlist-uri foarte mișto pentru filmele lui, pentru că alea vând pe jumătate, nu pe jumătate, dar o parte importantă din film. Dar fără doar și poate, James Gunn, prin filmele astea pe care le face, prin Guardians of the Galaxy, a făcut ceva complet nou. Ceva de altfel, pe care nimeni nu reușește să îl replice. Pentru că există o întâmplare aici cu James Gunn ăsta, care a fost concediat de către Disney înainte de a face Guardians of the Galaxy Volume 3. Și ghiși ce? Tot Disney s-a întors la el și a spus, mă, trebuie să vin apoi. Pentru că noi nu reușim să facem Guardians of the Galaxy fără tine. Și acest binom, dacă vrei, de James Gunn, pus în combinație cu niște personaje complet necunoscute, dar foarte originale, ei bine au reușit să livreze un film, o capodoperă a cinematografiei cu supereroi, dacă putem să-i spunem categoria acestea, care fără doar și poate va rămâne în istorie ca și unul dintre cele mai bune superhero flicks făcute vreodată. Locul 8. Primul, Avengers 1, filmul care de fapt și de drept a demonstrat cu adevărat că filmele astea cu supereroi nu numai că vor funcționa, ci vor deveni o industrie în sine. Foarte mulți dintre voi probabil nu vă aduceți aminte că filmele dinainte de Avengers 1 nu părea, încasau bani, evident. Iron Man 1 este în continuare un film extraordinar de bun, de-aia și cu celălalt alături în top 10. Dar filmele dinainte, da, Iron Man, Captain America, astea două fiind ieșite de asemenea la perioada când erau la Universal și de asemenea Hulk-ul de ceva vreme, cel cu Edward Norton, toate astea erau niște filme care funcționau la box office, fără doar și poate. Dar ele toate au fost puse în scenă pentru a livra acest one-two punch numit Avengers 1. Și Avengers 1, fără doar și poate, a reușit să livreze, deși foarte multă lume a criticat pentru cookie cutter build, să spunem așa, pe care l-a avut. Filmul, fără doar și poate, a funcționat și a reușit să cimenteze în absolut toate mințile care l-au urmărit aceste personaje fantastice care deodată deveneau esențiale pentru viitor. Fără doar și poate, dacă Captain America 1, The First Avenger, a fost considerat pentru de mulți, la fel, un film destul de ciudățel, el bun, dar ciudățel, nu neapărat extraordinar de bun,
De acolo mergând mai departe în Avengers, în Captain America and the Winter Soldier, care vom întâlni mai jos în listă, lucrurile au evoluat enorm. Avengers 1, fără doar și poate, un film pe care foarte multă lume îl va considera sau îl consideră în continuare Entry Dragu în filmele cu supereroi și care și în momentul de față reușește să livreze încă pe expectativele noastre. Locul 7, și e vorba de nimic altceva decât The Original Spider-Man's Number 2. Pentru foarte multă lume considerat The Spider-Man movie, foarte, foarte multă lume, mai ales cei care nu prea tolerează pe Tom Holland și foarte mulți care consideră că Tobey Maguire este The Spider-Man și care vor să vadă pe sau viziunea inițială lui Sam Raimi de asemenea, e bine, pentru foarte multă lume care se uită la acest Spider-Man 2, s-au dus în el și au spus că ăla este filmul meu, cel mai bun film cu supereroi din toate timpurile. Evident, e în continuare cel mai bun film cu Spider-Man, cred eu, chiar și până la ora actuală. Are cel mai bun storytelling, cel mai bun character arc, cel mai bine dezvoltat binom Spider-Man Peter Parker. De asemenea, este ajutat de faptul că are acele mici easter eggs, mini horror movies puse în el, foarte bun Doc Ock și foarte multe altele. Este filmul de asemenea care a demonstrat că filme cu supereroi pot fi filme bune, pentru că până atunci rețeta era, fă un film cu supereroi, fă X-Men-urile, fă Fantastic Four-urile, dă-le drumul înainte și o să vedem ce se întâmplă. Aveam și tocmai veniserăm din filmele lui Joel Schumacher, Batman-urile lui. Și atunci, pentru foarte multă lume, asta a fost demonstrația pură că se poate face un film cu supereroi care să fie un film bun, cu actorie bună, cu character moments bune, cu character arcs bune. Și asta a fost foarte important pentru industria asta de superhero movies. Locul 6. Și aici, tocmai l-am menționat filmul ăsta puțin mai devreme, e vorba de nimic altceva decât primul film făcut de frații Russo în MCU. E filmul care a schimbat MCU-ul ca și direcție, ca și abordare, ca și foarte multe alte lucruri. Cei care au dat tonul mai departe mișcării în MCU și e vorba de nimic altceva decât Captain America and the Winter Soldier. Filmul cu supereroi care a adus sau care a pus punctul pe I în MCU, pentru că am mai spus treaba asta și în recenzia pentru Captain America and the Winter Soldier. Există MCU înainte de filmul ăsta și MCU după filmul ăsta. Pentru că felul, profunzimea întâmplărilor, introducerea, conglomerarea, aducerea de noi conflicte, Black Panther și mai departe, foarte mișto. Inițierea conflictului între Tony, Iron Man și Captain America și multe, multe altele. Filmul ăsta este filmat complet diferit față de ce era înainte. E mai mare, mai luminos, mai amplu, mai tot. E mișto că nu e doar un film cu supereroi. E și un spy thriller foarte, foarte bun. Pe locul 5, nimic altceva decât cel mai bun Batman făcut vreodată și anume Batman The Dark Knight. Filmul care, din păcate, l-a avut, sau din fericire și deci, din păcate, l-a avut pe Heath Ledger în rolul lui Joker. Filmul care, la fel, a repoziționat și cred că a avut o influență majoră și asupra lui Winter Soldier. Un film care ne-a făcut pe toți să spunem ce ar fi dacă am face filmele astea cu supereroi mai grounded in reality, să fie mult mai consecvențiale, dacă vrei. Filmul care, de asemenea, l-a făcut pe Nolan să spună ok, cred că pot să fac un film de Nolan într-un superhero universe, pentru că Batman Begins, pe cât de bun este, este totuși un film mult mai cookie cutter, mult mai făcut pe rețetă. De altfel, Dark Knight, în momentul de față, cred că este considerat de toată lumea cel mai bun film Batman făcut vreodată. Și noul film Batman, după cum am spus, mi-a plăcut. Nu l-am pus în top 10 pentru că nu îl simt ca și o piesă esențială în evoluția acestui genre. Lăsând deoparte actoria lui Heath Ledger, rămâne în continuare un superhero movie fantastic de bun, cu un scop fantastic de mare. Dacă de obicei filmele cu supereroi sunt destul de contained, să spunem așa, ăsta este un film în care vezi și bugetul. Vezi unde s-a cheltuit, vezi the real shots, helicopter shots and everything else. E fantastic de bun. Dacă nu l-ați văzut, dacă nu l-ați revăzut de fapt, uitați-vă la el. Dar evident, înainte de asta, Batman Begins, ca să aveți și continuitatea poveștii. Așa că, dragii mei, pe locul 5, nimic altceva decât Batman The Dark Knight. Trecem acum pe locul 4, unde veți găsi unul dintre preferatele mele absolute. Și vorba de nimic altceva decât Man of Steel. Filmul în care a debutat Henry Cavill ca și Superman, filmul lui Zack Snyder, filmul care a deschis universul The Snyderverse, dacă vreți, filmul care ne-a introdus în acest univers făcut de către Zack Snyder, inspirat profund de către, de asemenea, din Michael Moore, adică din Watchmen, dar inspirat foarte mult și din filmele din Batman lui Burton, de asemenea care se inspira la vremea lui, de asemenea din Dark Knight Returns. Un univers care ne-a adus
acest Batfleck, că mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, un film care a reușit să livreze probabil cel mai fain Superman pe care l-am avut până în ziua de astăzi. Foarte multă lume crede că Superman trebuie să fie campy, trebuie să fie cu chiloții roșii pe el. Ei bine, Zack Snyder a zis nu, eu o să fac acest Superman, Man of Steel, care va fi foarte similar cu Superman 1, cea lui Christopher Reeves, în scope and telling, dacă vreți, cu Zod și așa mai departe, dar care prezintă un Superman mult, mult mai evoluat, mult mai actual și foarte, foarte maleabil pe parcurs pentru a scoate din el un personaj fantastic. Îmi va părea pentru totdeauna rău de faptul că nu am putut să vedem concluzia filmelor celelalte două Justice League-uri pe care le avea programate Zack Snyder și mi-a făcut foarte mult să vedem și Superman partea a treia, pentru că dacă vreți, în Superman 1, Batman v Superman și trebuia să fie a new fucking something. Îmi pare rău că nu l-am văzut, știi, o să fim cu toții întristați pentru cui a plăcut, bineînțeles, dar pentru toți ceilalți, evident, rămâneți cu celelalte filme Superman. Pentru mine este pe locul 4, fără doar și poate, un must-see pentru orice fan Superman, dar și pentru orice superhero flick fan. Și asta ajunge la top 3. Cine altcineva să fie pe locul 3, dacă nu, The Snyder Cut. O să spuneți, mare, dar nu este cel mai bun film făcut vreodată cu supereroi? Nu, nu este cel mai bun film făcut vreodată cu supereroi. În schimb, The Snyder Cut rămâne, fără doar și poate, un exercițiu de cinematografie și storytelling precum puține am mai văzut noi toți. Rămâne în continuare o viziune exprimată, este filmul imposibil și atunci nu cred că o să fie vreodată cineva, un superhero fan care să nu se uite la The Snyder Cut. Strict pentru ADN-ul de poveste pe care îl are acest film în el. Dacă nu l-ați văzut încă, nu știu cum, și sunteți încă pe încă ceva, nu știu cum de nu l-ați văzut, dar trebuie văzut. Momentele acelea de glorie absolută cinematografică nu vor putea fi luate niciodată. Are problemele lui, toate filmele până acum au problemele lor. Dar The Snyder Cut rămâne fără doar și poate o capodoperă cinematografică și apoi și un film cu supereroi foarte, foarte bun. Și acum, locul 2. Pe locul 2, un film a cărui recenzie o mai găsit și pe aici și un film care a îmbătrânit foarte, foarte bine și că își va păstra această imagine foarte bun și e vorba de nimic altceva decât Logan. Un noir, un film care în momentul de față e singurul R-rated X-Men movie. E de asemenea un film care i-a oferit lui Hugh Jackman o ieșire monumentală din franciza asta. De asemenea și lui Patrick Stewart. Este punctul final unei evoluții de la care am plecat cu The Winter Soldier, și anume filme cu supereroi nu trebuie să fie neapărat bombastice. Au, trebuie să aibă elementul lor de fantasy, pentru că altfel nu sunt cu supereroi. Dar fără doar și poate, ce trebuie să facă ele este să spună o poveste spusă bine, niște personaje fundamental dezvoltate, cu care poți cu adevărat să intri în ele, să te identifici până la un punct și să înțelegi the struggle and the needs. Pentru că despre asta e vorba, despre nevoile și despre problemele pe care le întâmpină. Să aibă un motiv să trăiască. De aceea Logan în continuare rămâne pentru mine unul dintre cele mai bune filme pe care le știu eu. Cred că i-am dat 8,5 dacă nu 9 lui Logan. Dar în continuare rămâne un film extraordinar de bun în sine, lăsând deoparte orice superhero. Dacă n-ar fi cu supereroi, n-aș avea nicio problemă. Aș fi vrut să văd, cum îi spune, Old Hulk, sau să spun așa, să mai văd niște chestii, poate, dar n-am nicio problemă. Filmul ăsta cu acest Logan, acest dystopian noir, fucking killer, fucking amazing movie, absolut impecabil. Dacă nu l-ați văzut, trebuie să-l vedeți neapărat. Și acum, locul întâi. Ar trebui să fie o duologie aici, dar mie mi-a plăcut mai mult Endgame decât Infinity War. Unii o să spună, nu, Marius, Infinity War e mai bun. Pentru mine Endgame rămâne și va rămâne pentru foarte mult timp etalonul absolut în ceea ce înseamnă superhero making flicks movies. Cel mai bun film făcut vreodată cu supereroi, în evident dimensiunea sa este catastrofal de mare, nimeni nu o să poată să replice, pentru că a avut în spate 20 ceva de filme care au reușit să livreze în acea apoteoză și tocmai din motivul ăsta îl pun pe primul loc. Este fără doar și poate și cred că va rămâne pentru foarte mult timp. Va fi foarte, foarte greu pentru oricine să reușească să livreze ceva cel puțin similar cu Endgame. Lăsând deoparte că fanii Marvel, că fanii DC, că this and that, unii mă acuză uneori că sunt cel mai mare fan Marvel și că am bias-ul față de DC, alții după aia spun, Marius, cum poți să fii atât de bias să pui pe locul întâi cel mai bun film din 2021, The Snyder Cut? Ideea este că filmul ăsta, când te uiți la el și înțelegi
magnitudinea producției, nivelul de inovație care a trebuit să fie accesat pentru a produce filmele astea. Ce am văzut noi acolo, nivelul de fan service făcut cu ața albă, făcut bine, nu cu puțin cârpit pe aici pe acolo cu 3 milioane de plot holes. Mi-a plăcut și acel moment de character building cu Captain America și Ciocan. Mi-a plăcut tot ce am văzut în filmul ăsta și sunt sigur că o să facem references către el în următorii câțiva ani, când o să vedem următoarele filme din franciza MCU. La fel cum a fost și cazul lui Spider-Man, are atât de multe momente care sunt, practic, și au inițierea, au ancore în Endgame. Dacă te uiți la Endgame și te oprești din a vedea doar un film cu supereroi și încerci să vezi production quality-ul, începi să vezi calitatea actoriei, începi să vezi payoff-urile de la tot felul de setup-uri făcute în filmele precedente, realizezi imensitatea acestui film, cât de bine a fost făcut și imposibilitatea task-ului aproape. E aproape incredibil că a reușit să facă filmul ăsta și să fie atât de iubit, de apreciat. Lăsând deoparte oamenii care vor spune ce mai e un căcat, cel mai bun film este Eternal sau mai știu eu ce, fără doar și poate, din toate timpurile, cel mai bun superhero flick, la orice capitol vrei să-l pui, la actorie, la scenariu, la efecte speciale, la muzică, la ce vrei tu, la screenwriting, la decor, la ce vrei tu, fără doar și poate, Avengers Endgame, cel mai bun film cu superhero făcut odată, în combinație de asemenea cu Infinity War. Dragii mei, acesta a fost top 10 filme cu supereroi. Sper să vă placă, sper să fiți interesați de el. Cine n-a văzut filmele astea, ar trebui să le vedeți, pentru că ele sunt filme bune în sine și mai mult sunt și filme bune cu supereroi. Așa că, dragii mei, așa că dacă vă place, nu uitați. Apăsați butonul de subscribe. Evident, dacă vreți să ne susțineți, puteți face pe incaceva.ro/shop. O puteți face de asemenea pe Patreon, o puteți face de asemenea apăsând butonul de join și susținându-ne cu absolut ce vreți voi. De asemenea, nu uitați, dacă vreți să vă tuneți în București, mergeți cu încredere la Man Cave, prietenii noștri și care ne-au susținut pentru a face acest clip. Îi găsiți pe comana 50 și de asemenea, nu uitați, până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez ziua plăcută, numai de bine, baftă!